Bună seara, domnilor și domnilor! Crăciun fericit, s-ar spune mai aplicat, deoarece, nu-i așa, suntem a doua zi de Crăciun, un moment în care sperăm că sunteți alături de familii, alături de cei dragi și că sărbătoriți poate cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Alături de mine în această seară, și emoționată vă spun, o am pe doamna doctor în etnografie, doamna Angela Paveluc Olariu, și de data aceasta sper că am pronunțat corect. Olariu. Doamna... Olariu. Olariu. Iată că... Da. Mă bucur că ați reușit să veniți într-o zi atât de importantă alături de noi, doamna Olariu, și ce moment mai bun să povestim despre tradiții, despre spiritul Crăciunului, dacă nu astăzi, în sfântă zi de sărbătoare. Da, este un moment minunat și mă bucur că mă aflu aici și vă salut pe dumneavoastră și cei din studio și pe stimații noștri telespectatori care sper să ne urmărească. Sigur că este un moment cum nu se poate mai potrivit. Suntem în a treia zi, în a doua zi de Crăciun, și deja am parcurs o minunată perioadă aceea pregătirii pentru sărbătoarea aceasta mare, a pregătirii, vorbesc pentru sărbătoarea nașterii Domnului, pregătire care însemna în satul tradițional și nu numai în satul tradițional, însemna de fapt să se gândească la sărbătoarea care vine toată lumea, începând cu postul de Crăciun. Postul căruia îi se dădea și îi se mai dă și astăzi importanță și de dorit este să se dea și în viitor, pentru că în decursul cercetărilor mele etnografice de ani și ani de zile prin toată România noastră dragă, am poposit și în perioada aceasta a pregătirii sărbătorilor de Crăciun, perioada care mie îmi este foarte dragă. Ți-am spus, Dora, într-o discuție între noi două, dacă mă întreabă cineva care este perioada care vă place cel mai mult, dumneavoastră ca etnograf, întotdeauna n-am ezitat și am spus perioada care îmi place foarte mult este perioada de pregătire acestei mari sărbători a creștinătății, cum spuneai. Pregătirea aceasta însemna pentru etnograf să rămână câte o lună de zile uneori într-un sat izolat, din, nu numai din Moldova sau din Bucovina, din Banat, din Maramureș și așa mai departe, unde să-și dea seama cu adevărat de pregătire și de trăirea exactă a celor care se aflau în comunitatea respectivă a apropierii marii sărbători a nașterii Domnului. De aceea am participat alături de oameni din diferite părți ale țării la tot ce se întâmpla, începând cu începutul postului, cu pregătirea pe care o făceau altădată persoanele mai în vârstă, când spuneau, îmi spuneau mie, dumneavoastră să știți, doamnă, că noi ne urcăm în pod și dăm din pod toate blidele de care avem nevoie sau cratițele de care avem nevoie în perioada postului. Nu se mai obișnuiește astăzi, poate, ca altădată, dar era o mare strictețe și o mare grijă ca postul acesta dinaintea Crăciunului, deși era considerat post mai ușor, cu multe zile când se putea consuma peștele, sau se mai spunea și post vesel. Post vesel în sensul că ne apropiam cu fiecare zi din postul respectiv de o mare veselie, chiar cu adevărat, nașterea Mântuitorului. Și parcurgând perioada aceasta postului, cu toată grija, cu toată rigoarea, respectând tot ceea ce se spunea că nu e suficient numai ceea ce mâncăm, numai cartofi sau mai fasole, trebuie să avem grijă ca în perioada aceasta să facem un dram de bine în plus, să spunem o rugăciune în plus, să avem grijă să ne uităm ca în jurul nostru, dacă este cineva care are nevoie de un ajutor sub o formă sau alta, să nu ezităm niciodată să dăm acest, să facem acest lucru.
Și ne apropiam apoi de ziua aceea de Ignat, ziua Sfântului Ignatie Teoforu, 20 decembrie, când urma tăierea porcului, tăierea tradițională a porcului și pregătirea, sigur, cărnii respective pentru ca ea să fie consumată cu plăcere în zilele de Crăciun. Și tot în această perioadă mergeam el la suflet faptul că auzeam deja colinde. Auzeam colinde uneori cu 3 săptămâni înainte de Crăciun și mergeam încetul să văd eu cine colindă acolo. Era o repetiție, o repetiție a unor copii care se pregăteau că atunci când vor merge în ajunul Crăciunului la geamul unei gospodării, la geamul unei case, să colinde așa cum trebuie, să colinde cu o pregătire și pentru ei spirituală, să zic, sufletească, din toată inima să colinde, urările copiilor să fie spuse la fel din tot sufletul. Și fac și aici, ca etnograf, o precizare care se impune. Colindele au fost considerate la începutul lor apanajul copiilor, mai mult al copiilor, pentru că, așa cum spun de fiecare dată, copiii pot fi asemănați cu îngerii prin puritatea lor, puritatea lor sufletească, puritatea lor sacrală, chiar putem să spunem, fără să greșim. Și copiii ne prezentau o garanție cu termeni de rigoare, cu ghilimele de rigoare pentru termenul garanție. Toate urările făcute de copii aceștia cu sufletul nevinovat, curat, se spunea că în ajun, când colindau la geamurile caselor respective, urările ajung mai repede la Dumnezeu pentru că se știa și se știe că în perioada sărbătorilor și cerurile sunt deschise, iar Dumnezeu aude mult mai repede urările copiilor spuse din toată inima la geamurile caselor unde colindă. În afară de aceasta, pentru că am amintit de această coordonată a perioadei sărbătorilor în care ne aflăm, pe lângă faptul că se spunea cerurile sunt deschise și îmi povestea cineva că un bătrân chiar de pe lângă Dorohoi îmi spunea așa că știu de la bunicul, de la tata, mă rog, că odată în ajun la miezul nopții, când s-a uitat cu grijă în sus, l-a văzut chiar pe Dumnezeu, cum stătea Dumnezeu împreună cu alți sfinți și m-a întrebat, știi pe cine l-a recunoscut prima dată? Și eu am spus, o să-mi spui, pe Sfântul Nicolae, pe care și Dumnezeu îl prețuia și îl prețuiește și îl simte foarte aproape și era chiar foarte aproape de Dumnezeu și privind l-a recunoscut pe Sfântul Nicolae. Tot în această perioadă cerurile sunt deschise, mai persistă încă în satele izolate, poate mai rar ca altă dată, ideea că în această perioadă și cei plecați din familie, adică cei morți, se întorc din cimitir și vin la casele de care au aparținut. Și de aceea exista credința pe care o respectau altădată, m-am convins cu cercetări de ani și ani de zile în urmă, ca în perioada 24 decembrie, 7 ianuarie, deci ajunul Crăciunului, sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul 7 ianuarie, pe vatra casei să ardă tot timpul un butuc care să nu se, flacăra lui să nu se stingă niciodată. Cu ce scop? Pe de o parte, acest foc nestins asigura o căldură plăcută în interiorul casei țărănești. Casă țărănească, interiorul casei țărănești, unde exista și există încă credința că este apărată de divinitate, de bunul Dumnezeu.
De aceea, în interiorul casei țărănești, deci exista și o temperatură foarte plăcută, dar nu era acesta scopul principal. Noi trebuie să amintim că românii, sigur, își concentrează sărbătorile în jurul a doi factori naturali, să zicem așa, solstiții și echinocții. Iar dacă vorbim de sărbătoarea Crăciunului, nu putem să ne gândim la solstițiu de iarnă. Dar de ce am pornit de la butucul care trebuia să ardă și am ajuns la această discuție? Pentru că în perioada aceasta a solstițiului, spre deosebire de perioada în care ne aflăm noi, când lucrurile parcă au luat altă turniură, alt aspect, când încă există atâta căldură, atâta soare, altădată perioada aceasta erau zilele scurte, iar și mai puțină lumină, soarele era mai zgârcit cu noi ca altădată. Acum s-au schimbat lucrurile. Și de aici și frica ancestrală a oamenilor, pe care eu am întâlnit-o și despre care mi s-a vorbit cu cercetări făcute în toată România, cu mulți ani în urmă, frica ancestrală ca soarele, atât de iubit și atât de necesar pentru toată lumea, pentru că soarele condiționează în fond viața, să nu dispară de pe bolta cerească. Și de ce era această credință și această dublată de o frică ca soarele, mândru soare sau sfântul soare, cum se spunea, să nu părăsească bolta cerească? Pentru că exista acea minunată legendă. Noi intrăm, când vorbim de sărbătorile acestea, în mitologia satului tradițional de altădată, în lumea aceea bogată în legende, care aveau întotdeauna și un sâmbure de adevăr. Legendele acestea, un sâmbure de adevăr de la care se broda o legendă minunată, legată chiar și de Sfântul Soare. Se spunea așa, și îmi povestea tot cineva din altă parte a țării, îmi spunea: Matale, știi că Sfântul Soare dimineața se urca într-o caleașcă albă, trasă de 4 sau 6 cai albi, și urca frumos pe bolta cerească până ajungea la punctul cel mai înalt al bolții cerești. Și atunci se opreau să se odihnească și caii, să se odihnească și cel care îi conducea. Și Sfântul Soare privea în jos și vedea cu multă supărare că foarte mulți oameni greșesc, că foarte mulți oameni nu mai respectă anumite reguli de convețuire. Foarte mulți oameni poate nu mai cred în ca altă dată și cum ar fi trebuit să creadă în perioada, mai ales când ne apropiem de sărbători, să facă o rugăciune mai mult ca altă dată. Și văzând toate răutățile acestea care nu-i plăceau, se hotărăște de fapt să părăsească bolta cerească. Și spuneam și altă dată și repet, Dumnezeu în marea lui bunătate i-a cunoscut gândul soarelui și a spus așa: oricât ar fi de păcătoși oamenii aceștia, nu pot să las să dispară soarele și odată cu el să dispară viața. Și a hotărât să pună doi sfinți care să păzească soarele la apus, la răsărit, Sfinții Neculae și Sfântul Teodor, ca nu cumva soarele să aibă posibilitate să părăsească bolta cerească. Și în ideea aceasta, frica ca soarele să nu părăsească bolta cerească și în dorința de a ajuta cumva, de a da putere soarelui și în perioada aceasta a solstițiului de iarnă, când puterea soarelui era mai mică altădată, se ținea acest butuc veșnic
Ardea veșnic pe batra ca să-i țărănești. Deci totul însemna de fapt o gândire logică, un aspect care ținea de un adevărat ritual în perioada aceasta. Doamna Olariu, pentru că v-aș sta să vă ascult la nesfârșit, spunând așa toate aceste povești, pentru că până la urmă așa s-a transmis și cultura prin povești, voiam să vă întreb, pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu, cum diferă sărbătorile în funcție de zonele țării? Da. Bine, sigur că este o întrebare care mi se pune mereu, legat și de tradiții și de... Nu este o întrebare care pe mine mă bucură prea mult ca etnograf. Trebuie să recunosc cu obiectivitate că anumite lucruri care țin de tradiție adevărat, chiar și mersul cu colinda și mă refer la colindele tradiționale, la colindele care au un miez legat de anumite categorii, colinda de fetei de măritat, colinda băiatului de însurat, colinda gospodarului, colinda... Nu avem timp să ne legăm de... și nici nu e în intenția mea să vorbesc despre repertoriul foarte bogat al colindelor românești, cum ar face un folclorist. Dar și de celelalte tradiții minunate, legate chiar de pregătirea pentru masa de Crăciun, de unde se spune că și Crăciunul sătulul și pasăle fudulul. Apropo de faptul că am amintit de sacrificarea porcului în ziua de 20 decembrie, ținea tot de tradiție, ziua Sfântului Ignatie Teoforu. Multe lucruri s-au păstrat. În multe, și spre bucuria și satisfacția nu numai a etnografului, în general, sunt lucruri de valoare, aspecte de valoare ale civilizației noastre spirituale care trebuie păstrate. Au pătruns însă și lucruri care țin de non-valoare, care țin de spiritul comercial care primează de multe ori, în dauna valorii obiectului respectiv. Spirit comercial pe care îl vom observa și în pregătirea cadourilor acestora care se întâlnesc chiar prin târgurile meșterilor populari, se mai strecoară unele lucruri lipsite de valoare, prin prezența unor lucruri care țin tot de non-valoare, de chiciul acela la care se referă etnograful, chiar și în jocurile cu mascați, în întocmirea și alcătuirea măștilor, lucruri care țin poate și de o prea mare bogăție de strălucire. Terminul strălucire nu-mi displace etnografului, dacă este făcut totuși cu o anumită măsură, dar dacă strălucirea aceasta este făcută în dauna unor elemente tradiționale, dacă te duci și vezi un pom pregătit pentru sărbătoarea Crăciunului, bine, adus și acesta din Germania de prin secolul al XVI-lea, mă rog, prin influență, dar nu mă leg de asta, și dacă vezi numai totul strălucește, pare frumos, dar parcă te gândești, sau mă gândesc eu ca etnograf, că am văzut și pomul făcut altă dată cu elemente care țin de tradiție, cu niște mere, erau mere învelite în hârtie creponată diferite, cu nuci, cu niște coșulețe mai modeste. Să știți că și acelea îți mergeau la suflet și spuneau ceva. Pentru că vorbim de a spune ceva, colegii mei îmi repetă în cască, doamnă și domnule, este timpul pentru o scurtă pauză de publicitate, apropo de comercial, după care revenim în studio să aflăm care sunt tradițiile, ce s-a păstrat, ce mai aducem acum de Crăciun.